Republica Moldovenească-Nistreană, în comun cu cetățenii Federației Ruse, marchează astăzi Ziua Unității Populare. Din ruine în clădiri moderne, medicina de la sate obține o nouă viață. Odema, 75 de ani, calitate menținută pe parcursul deceniilor. Bine v-am găsit, sunt Kiril Vacari și ora știrilor. Cum a fost această zi și prin ce evenimente se va memoriza, ia urmărim chiar acum. Republica Moldovenească-Nistreană, în comun cu cetățenii Federației Ruse, marchează astăzi Ziua Unității Populare. Activități în masă, după cum erau organizate în anii precedenți, din cauze obiective, s-a decis a nu organiza, dar această dată n-a rămas fără atenție, căci în toate timpurile Forța Unității Populare a fost și rămâne una din principalele valori ale statului. Conducerea Republicii a cinstit astăzi memoria strămoșilor care au unit și au apărat libertatea popoarelor ce trăiesc pe pământurile de pe malurile Nistrului. A fost anunțată o clipă de reculegere. Dacă e să ne referim la istoria Republicii Moldovenești-Nistrene și concret a orașului Tiraspol, apoi e de menționat că istoria Republicii Ameleagului este strâns legată de istoria Imperiului Rus, a Uniunii Sovietice. Fondarea orașului Tiraspol se datorează anume Ecaterinei a II-a și generalisimusului Suvorov. Însuși Tiraspolul a apărut drept garnizoană în care a fost construită cetatea. Astăzi acestea sunt simbolurile orașului. Aici este monumentul Ecaterinei, Arcada Triunfală. Grenadierii, care la drept vorbind au fost și primii locuitori ai Tiraspolului. Ei au intrat în acest loc, au construit un orășel de corturi și au început construcția cetății. Din 1792, istoria Tiraspolului era istoria Rusiei, a Uniunii Sovietice. Nistrenii cinstesc istoria sa. Acest lucru se observă nu numai în cuvinte, dar și în fapte. Prezidentul Republicii Moldovenești-Nistrene Vadim Krasnoselski a depus flori la Memorialul Gloriei din capitală. Garoafe au căzut și la poalele monumentului Ecaterinei a II-a și generalisimusului Suvorov. Au participat la activitate reprezentanții guvernului și Sovietului Suprem, ministerilor și departamentelor, administrației capitalei, ai comunităților, societăților ruse, slujitorii cultului. На території Придністров'я проживають люди 72 національностей. Pe teritoriul Republicii Moldovenești-Nistrene trăiesc oameni de 72 de naționalități. Noi avem 3 limbi oficiale. Pe pământul nostru niciodată n-au fost conflicte naționale. Apare întrebarea: de ce la noi este așa, iar la vecini altfel? Deoarece la noi nicio naționalitate n-a fost ridicată mai sus de altele. La noi toți sunt egali, toate limbile, națiunile, religiile, și acest lucru este corect. Anume aceasta este baza unității popoarelor, a societății. În Nistrenia este anume așa. Prezidentul Vadim Krasnoselski a menționat că în condițiile actuale de pandemie, cuvintele unitate populară obțin un sens deosebit. Nu numai societatea nistreană, dar întreaga lume trebuie să se consolideze, să se unească pentru a realiza o sarcină comună, asigurarea securității cetățenilor pentru a proteja viața și sănătatea fiecărui om. Iar noi continuăm cu file din istoria Republicii Moldovenești-Nistrene. La 2 noiembrie 1990, de către reprezentanții organelor de forță din Moldova, au fost omorâți primii 3 apărători ai Nistrenii. Drept răspuns la acest eveniment sângeros, la 4 noiembrie, un grup de femei din Dubăsari au anunțat greva foamei. 70 de femei, pline de curaj și încredere în poziția ocupată. Ele n-au putut rămâne indiferente față de evenimentele groaznice care se produceau atunci. La 2 noiembrie 1990, forțele armate ale Moldovei au încercat să pătrundă în oraș din partea cartierului Havuzului. Calea le-a fost blocată de către locuitorii pașnici. Contra lor a fost deschis focul. Drept urmare, au fost omorâți 3 apărători nistreni. Răspunsul femeilor a fost anunțarea primei greve politice, greva foamei. Printre ele a fost și Nina Driga, mama a 2 copii. Стоять в стороне было нельзя. Atunci, desigur, n-am putut rămâne indiferente față de acel eveniment sângeros. Nici de cum nu puteam înțelege cum poți deschide focul contra oamenilor pașnici. Am lăsat copiii cu bunei și am ieșit la greve. A fost greu, dar consider până în prezent că totul am făcut corect.
У парти дин фемея партичипат ла грева фамей, алтеле ауплекат ла Москова, ангувернул де атунчинка униуни советиче. Скопул лор яра де аповести деспре дженочидул че се продуче аич. Приняли нас в правительстве. Am fost recepționate de către guvern, ministrul forțelor armate. Am fost ascultate și auzite. Cred că și noi ne-am adus aportul la lichidarea blocadei informative ce exista atunci contra Nistreniei. Astăzi femeile și-au adus aminte despre acele zile de grea cumpănă, căci majoritatea din ele, peste 2 ani, în 1992, asigurau apărătorii pe pozițiile de luptă cu medicamente și hrană. Își aduceau aportul său la statornicirea țării noastre. Moldova e aceeași Românie. Asemenea lozinci deseori răsună în timpul cursei prezidențiale la vecini. Candidații promit un viitor comun cu Bucureștiul. A devenit o provincie română, Chișinăul oficial visează 30 de ani. Pentru aceasta a și ales calea separatismului. S-au dezis de viața împreună cu Nistrenia, benevol au decis să iasă din Moldova sovietică comună. Și totul pentru statutul de provincie. Chiar și drapelul de stat e împrumutat de peste Prut. De fapt, unirea României cu Moldova practic s-a realizat. A obține cetățenie română nu e o problemă. Bucureștiul eliberează pașapoarte în baza relațiilor de rudenie cu persoanele născute în timpul ocupației. În Parlament, majoritatea deputaților sunt cetățeni ai României. Limba de stat în Moldova, româna. Prin școli studiază istoria românilor și neagă existența moldovenilor ca națiune. Ocupația Basarabiei, politicii locali o numesc unirea și în fiecare an marchează pompos. În anul 2018, cu ocazia jubileului secular al acestei uniri, mai bine de 100 de sate au semnat declarația despre unire. Apropo, un fapt interesant. Cu toate străduințele unioniștilor și politicilor Moldovei, Bucureștiul ține vecinul la distanță. Sau la distanța socială, controlând multe care au loc în Basarabia. Ambulatorul medical din satul Vărâncău. Din ruine în clădire modernă, 10 de ani, punctul medical n-a văzut reparație capitală. La inițiativa deputatului Valentin Matveiciuc, ambulatorul a fost introdus în fondul investiții capitale. Despre medicina de la sate, în continuare. Ambulatorul medical sătesc. Pe lângă Vărâncău, aici primesc ajutor locuitorii din încă 9 sate. Dar în ultimul timp a primit pacienți a devenit periculos pentru viață. Ei puteau în sens direct cădea sub pământ. Podeaua complet a fost putredă, cârpeam cu bucăți de metal, oamenii să nu se traumeze. Ferestrele la etajul 2 complet sunt putrede, la etajul 1 le-au schimbat deja, se păstrează căldura, iar la etajul 2 prin ele trece frigul. Ambulatoarele medicale Sătești și punctele de felceri și moașe din sate într-adevăr se aflau într-o stare deplorabilă. Podeaua putrezită, ramele de la ferestre la fel, acoperișul care curge, lipsa condițiilor elementare pentru acordarea serviciilor medicale. De aceea, întrebarea dată a fost în prioritate în adresările locuitorilor satelor Vărâncău. La inițiativa lui Valentin Matveiciuc, punctul medical a fost introdus în fondul investițiilor capitale. Acum aici e o construcție mare, lucruie mult, complet vor chinui pereții, vor schimba ferestrele și comunicațiile. Condiții sunt necesare, la fel ca și în oraș, spune deputatul. După reparație, vor fi folosite ambele etaje. Cabinetul acușerii. Cabinetul moașei, cabinetul pentru proceduri fizice a fost și va funcționa și mai departe. La fel, cabinetul pentru felceri, pentru primirea pacienților, pentru proceduri, pentru sterilizare, pentru prelucrarea instrumentelor, cabinetul pentru copii de vaccinare. E unicul loc încotro ne putem adresa când ne este rău, când ne doare ceva. Aici podeaua a fost necalitativă, se încălzea doar primul etaj, al doilea nu era în funcțiune deoarece nu se încălzea. Va fi totul bine, va fi cald. Cândva la noi a fost aici staționar, de aceea sperăm că și acum îl vor deschide. În plan e de a deschide în ambulatorul satului Vărâncău și un staționar de zi. 10 de ani punctele medicale și de felceri și moașe nu se reparau. În ultimii ani problema medicinii a început a se rezolva. Doar viața și sănătatea oamenilor sunt în prioritate. Помимо сельского лечебной амбулатории,
Pe lângă ambulatorul medical, sătesc resursele pentru renovare au fost atrase și pentru renovarea punctelor de felcer și moașe a unui șir de sate. Astfel, în satul Jura, prin primirea grandului, a fost reparat punctul medical. Au fost create condiții confortabile, creat staționarul unde locuitorii pot primi asigurare medicală în condiții confortabile. În satul Mocra a fost construit punctul de felcer și moașe. În alte sate de pe sectorul meu au fost organizate lucrări de renovare a punctelor date și echiparea lor cu tot necesarul. Reparația în ambulatorul satului Vărâncău planifică să o încheie în timpul apropiat. La moment aici deservesc 2 medici și 4 surori medicale. Nu ajunge pediatru, dar aici sunt siguri. În încăperea renovată, cu mult mai repede vor găsi specialist. Renovarea podului de pe strada Șevcenco. El unește centrul Tiraspolului cu cartierul Kirov. Până la aceasta au fost 50 de ani de luptă inegală cu timpul. Armatura a putrezit, a apărut eroziune, iar în unele locuri construcția în general se risipea. A face podul mai nepericulos, iată scopul principal al reconstrucției. La moment întăresc blocurile de susținere. Aceasta e până ce prima etapă, inițială. Nu avem experiență de lucru privind întărirea podurilor. Ne-am consultat cu Odessa, Kievul. Aici sunt 60 de coloane. Trebuie săpată până la bază temelia coloanei, prelucrată, legată cu armatură. Facem căptușeala de lemn și turnăm betonul. În total, 85 de coloane. Ale întării planifică către sfârșitul anului. În continuare, reparația grinzilor, a însuși drumului și zonelor pentru pietoni. Toate lucrările planifică să fie încheiate către sfârșitul anului 2021. Pentru reparație au alocat 2 milioane de ruble. Odema, 75 de ani. În Uniunea Sovietică, la întrebarea de ce alegeți cămășile fabricii de confecții din Tiraspol, răspundeau: pentru că sunt cu sute bine. Un asemenea nivel Odema îl menține și astăzi. Despre această întreprindere a industriei noastre, postul nostru TV a realizat un film documentar, ce va fi demonstrat mâine. Iar astăzi povestim despre femeia fără de care e imposibil a ne imagina Odema. Desigur, e vorba despre Valentina Soloviova. A absolvit facultatea de filologie, dar și-a găsit vocația în industria ușoară. Valentina Soloviova și-a început calea la fabrica de confecții în 1948. A lucrat în laborator, aranjator de stofe, apoi inginer șef. Deja în 1959 a devenit director. A fost la cârmă Valentina Soloviova mai bine de 30 de ani și această perioadă e numită una de avânt. Și nu e de mirare, căci a fost un inovator și nu doar că a schimbat atitudinea față de producere. Ea a făcut fabrica cea mai bună în Uniunea Sovietică. A fost un conducător atent, avea o atitudine foarte bună față de oameni. Valentina Soloviova mai avea o misiune, de a păstra colectivul și a avea grijă de el. Deseori venea prin secții, brigăzi, ne spunea că în primul rând trebuie să învățăm. Datorită acestui fapt vom munci și vom ridica productivitatea muncii. Pentru meritele sale înalte, Valentina Soloviova a devenit deținătoarea numeroaselor decorații, a titlului de erou al muncii socialiste, și s-a manifestat nu numai în industrie, dar și în dezvoltarea Tiraspolului. Apropo, dacă n-ar fi fost Soloviova, troleibuzele prin Tiraspol nu se știe când circulau. În anul 2001, fabricii de confecții i-a fost conferit numele Valentinei Soloviova. La întreprindere până în prezent muncesc oameni care țin minte timpurile dumneaei. În memoria lor i-a rămas drept un om minunat și un conducător deosebit. În anul curent, vacanța de toamnă din cauza pandemiei a fost prelungită cu o săptămână și va dura până la 15 noiembrie. Multe cercuri de creație activează la distanță. Secțiile sportive, unde antrenamentele sunt în aer liber, continuă să funcționeze. Cu ce se ocupă copiii în aceste zile? Aflăm în continuare. Stadionul local, aici începând de bună dimineață, e aglomerat. În timpul pandemiei, sportului îi este acordată o atenție sporită. De la început la antrenament vin cei maturi, după amiază copiii. Secțiile de aici au un caracter diferit. Cineva preferă atletica ușoară, alții voleiul. În timpul filmării jucau fotbal copiii din anul 2010. Despre prelungirea vacanței de toamnă, părerile sunt diferite. Pentru copii e un lucru bun. Ei se odihnesc, vin la antrenament. Noi respectăm toate măsurile de securitate. Prelucrăm mâinile cu dezinfectanți, verificăm temperatura corpului. Niciun discipol nu are probleme de sănătate.
Instruirea la distanță nu este prea comodă. E bine că avem posibilitatea să jucăm fotbal, să ne dezvoltăm fizic. Nu suntem prea bucuroși de prelungirea vacanței. Desigur, înțelegem că aceasta a fost făcut pentru sănătatea noastră, dar vrem să frecventăm școala. Acolo sunt prietenii noștri. În anul curent, din cauza pandemiei, vacanța elevilor a fost prelungită încă cu o săptămână. Se va sfârși ea la 15 noiembrie. Cam atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară CAB și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o seară bună în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!